Pe ansamblu, cum se vede de la Chișinău relația dintre România și Republica Moldova? Eu cred că aici nu trebuie să o vedem, trebuie să facem tot posibil ca relația să fie una foarte bună și acest lucru cel puțin îmi doresc eu. Acum cum ați numi această relație pe care... E o relație bună? E loc de mai bine? Întotdeauna este loc de mai bine și este datoria noastră să facem aceste relații mai bune. Bine, eu aș fi vrut foarte mult să ne deplasăm din subiectul politicului, pentru că politicul este prea... într-un fel sau altul pus pe diferite ieșichiere și tot așa mai departe. Când e vorba de canalizare, când e vorba de stație de epurare, când este vorba despre protecția socială a oamenilor, când este vorba despre bulevard, trotuar, deci tot ce ține de aspectele comunal locative, de multe alte parcuri. Cred că politica... Și asta am simțit și aici. Deci oamenii sunt orientați spre oameni, spre administratori, spre manageri și indiferent de culoarea politică și reușesc mai mult cei care într-adevăr nu bagă foarte multe conotații politice în activitățile lor. Asta mi s-a părut foarte important și mi se pare în continuare foarte important. Politica cu politica și administrația cu administrația. Dacă le mixăm, ar putea să nu fie acel rezultat pe care îl vrem pentru oameni.